Am vorbit despre protecția datelor în mediul online, despre ce înseamnă furt de identitate. Am vizionat un filmuleț pe care l-am dezbătut împreună cu elevii. După vreo două vizionări am ajuns la concluzia că ne putem ajuta, sprijini prin comunicare, găsim soluții astfel încât să reducem cazurile de hărțuire atât în mediul online cât și în mediul real. Trecând de la bullying la cyberbullying este o cale foarte ușoară. Cum copiii folosesc foarte mult toate device-urile și sunt conectați la internet permanent, riscurile sunt destul de mari. Cum au reacționat elevii, mai ales așa cum spunea și dumneavoastră, folosim internetul foarte des, iar astfel de sfaturi sunt extrem de utile pentru a ști cum să ne comportăm atunci când pot apărea și situații mai puțin plăcute pe internet? Copiii, în general, sunt deschiși, sunt dezinvolți și, în cea mai mare parte, receptivi la ceea ce le spunem. Ei își caută niște modele și dacă noi le oferim modelele corespunzătoare, cu siguranță devin oameni mai buni. Internetul, am putea spune că a devenit parte din viața noastră a tuturor. Copiii de la vârste fragede folosesc internetul, mai târziu sunt atrași de rețelele de socializare, însă odată cu internetul apar și foarte multe tentații și chiar pericole. Ce sfaturi aveți dumneavoastră pentru elevi, dar și pentru tineri și adolescenți? Ce ar trebui să facă atunci când folosesc mediul online? În primul rând, dacă nu sunt foarte sigur de ceea ce fac, ar trebui să întrebe un adult, să ceară ajutorul. Salvați Copiii oferă pe ora de net sprijinul într-un mod destul de intim, ca să spunem așa, adică se poate cere ajutorul și se poate combate orice formă de agresiune. Cel mai important este să discute cu un cadru didactic, cu unul dintre părinți, cu o persoană adultă apropiată, mătușe, unchi. Atunci când problemele, să zicem, sunt un pic mai grave și ajungi într-un punct critic, să nu fie prea târziu. Deci încercăm să prevenim cumva lucrurile și să nu se ajungă acolo. De aceea e foarte bine să comunicăm cât mai des cu copiii, folosind voluntarii Salvați Copiii, pentru că ei ne ajută foarte tare, fiind apropiați de vârsta celor mici și încercăm de la vârste fragede să combatem experiențele neplăcute, adică ele să nu apară practic în viața copiilor. Ce mesaj le-ați transmis dumneavoastră astăzi elevilor de aici, de la Colegiul Național Carol I? Am încercat să deschid împreună cu ei o cale spre siguranță în mediul online și, de ce nu, și în viața reală și să încercăm împreună, adulți, copii, adolescenți, toate păturile sociale, toate categoriile sociale, să facem tot ce ține de noi pentru protecția și promovarea drepturilor copilului și să-i sprijinim până la capăt. Și atunci copiii vor înțelege că sunt protejați și sigur se vor deschide și nu vor mai face greșeli pe care să le regrete ulterior. Ați încercat cumva prin jocuri să îi faceți să-și dea seama de pericolele care pot exista în mediul online și prin situații și exemple din viața reală? Exact. Am discutat cu ei, vorbind de la cazuri concrete. Filmulețul în sine a avut un caz concret. Practic, o fetiță încerca să servească colegii cu o cutie de bomboane și, sub o formă sau alta, a fost, să zicem, agresată. I s-a pus o piedică, ea s-a sușinat și de acolo lucrurile au deviat destul de rapid, culmea, în mediul online, primind mesaje care au făcut-o să fie mai rănită decât era în urma incidentului de la școală. Copiii au încercat să găsească o soluție prin comunicare. Am realizat că găsesc soluții pozitive și că situația până la urmă se poate rezolva.